Astrologul nostru preferat este alături de noi, bineînțeles. Știi, astrele ca astrele, dar Maria e semn de weekend. Chiți ar weekendul să fie că mai e nenorocit. Hai să trecem. Dar du-te odată, în weekend. La Zodii, bună seara, bine ai venit. Bună, Maria. Cu ce Zodii începem, ca de obicei? Am întrebat-o, e Taur. Scriam și în carte. Cele mai feminine dintre femei sunt femeile Taur. Da, pe Bianca, invitata noastră, da, o fată foarte frumoasă. Și da, fata mea, Maira, este și a Taur și de asemenea o fată foarte frumoasă. Un pic de Miss Univers puternic. Mai târziu, când a fost mai măricică. Da, cine știe. Eu vreau să devină un mare arhitect, dar să vedem. O mare arhitectă, da, vedem. Hai să vedem ce facem săptămâna viitoare. Da. Se pregătește Marte să intre în berbec, în balanță, ceea ce Alex va însemna faptul că bărbații balanță. Așa, te ascult. Din ce în ce mai rafinați, din ce în ce mai pregătiți, mai buni, mai fericiți, mai prin planul horoscopului. Un cadru pe mine, vă rog. Doamne, dar deja, aia voiam să zic că deja să cam așa mai bine pe el, e din ce în ce mai frumos. Are frumos. Părul mulțumesc tot, frumos, Doamne, apreciez. Doamne. Pe da, tine. Așa, mai zi că îmi place. Hai că mai vorbim la balanță după despre asta, dar în principal bărbații vor începe să fie mult mai rafinați. Culminând cu bărbații balanță, bărbații scorpion și berbec, dar nu doar ei, ci marea majoritate. Totodată, atenție la acțiunile pe care vreți să le faceți în tot felul de asocieri, armonizări, echilibrări și mai ales motivația noastră a tuturor de aici înainte va deveni practic dorința de a ne armoniza unul cu celălalt, noi înșine în interiorul nostru și așa mai departe. Hai să vedem ce face berbecul, pe lângă faptul că începe să devină din ce în ce mai pașnic, mai cald și mai cointeresat de partenera de cuplu sau de relația de cuplu. Bărbații berbec, cu atât mai tare decât femeile berbec, vor iniția tot felul de situații în doi. Vă veți depune foarte multe energii în a construi, practic, ceva mai important, mai bun, mai de viitor pentru relația voastră și probabil ceva planuri de viitor. Am înțeles. Bun. Taurul. Mult mai interesat de responsabilitățile tale. Poate puțin mai plictisit în cuplu sau poate ai nevoie de mai multă adrenalină, oricum din ce în ce mai responsabil, mai muncitor și mai energic. Parte dintre voi ar trebui să începeți un sport nou sau dacă nu începeți un sport nou, atunci să reveniți la sală sau la alergat sau cine știe. Gemeni. Perspective importante din punctul vostru de vedere, dragostea vă face cu ochiul, puterea vă vine din dragoste, pasiunile și pasiunea voastră devine din ce în ce mai prezentă în viața de zi cu zi și în rutina voastră. Atenție ce faceți, pe cine cunoașteți, ce prieteni noi aveți în viața voastră și femeile, gemeni în special, vor avea parte de ceva cunoștințe noi, inclusiv posibile povești de dragoste frumoase. Racul, știu da, eu că da, tu ai fi zis pește acum, Alex. Da. Păi dacă uite de mama lui care e rac și mama mea. Nu e de rac, dar nu cunosc ordinea zodiilor. Știu că există în zodiac balanța și după balanță... Cea mai bună prietenă, Leu. Cea mai bună prietenă, Leu, ai de față. Fecioara care nu-ți place ție. Fecioara care nu-mi place mie. Și apoi noi. Și apoi e rac care e mama. Și gata. Păi vezi? Și uite, balanțe, mama uiți. A, pe Ramona, sora mea săgetător. Nu, lasă. Hai să trecem repede. Hai să vedem ce face racul. Mare atenție din punctul vostru de vedere, Marte în balanță nu vă aspectează atât de bine pentru că vă scoate la iveală tot felul de frustrări mai vechi, frustrări de acum 2 ani, 4 ani, 6 ani și tot așa în urmă. Atenție așadar, dacă există ceva suferințe sau ceva răni pe care trebuie să le vindecați în ceea ce privește frustrarea, treceți la treabă. Pe de altă parte, sunteți foarte emoțional, vă doriți foarte multe emoții în cuplul vostru și cu atât mai mult voi, ca și partener de viață, ca și partenere, deveniți mai afectoși, mai afectivi, mai tradiționaliști, mai acasă, mai în culcușul vostru, mai în confortul vostru. Bun. Leu. Zi de bine, de bine, de bine. De bine dacă nu înșeală. În rest, toate sunt de bine. Tendința nativilor Leu, fie ei bărbați, fie ele femei, vor fi oarecum puțin predispuși spre a înșela. Așadar, vedeți dacă se merită să faceți lucrul ăsta. De curiozitate, mai ales, nu cred că e momentul să călcați strâm, dar pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba de o poveste
pe lângă relația de cuplu și care mai târziu vor putea aduce ceva neplăceri. Eu sunt anti-înșelat oricum, așa că nu se pune problema, dar la piață mai înșel un alt așa, dar mai iau un ardei, mai o roșie. Voi veți munci din ce în ce mai mult pentru a câștiga mai mulți bani. Probabil că vă doriți sau v-ați găsit deja un nou job, mai multe ore la serviciu sau, cine știe, încă planuri de business. Veți consuma într-adevăr toată energia voastră pentru a vă canaliza în proiectele financiare și cu atât mai mult chiar vor și veni banii pe care îi visați. Poate ar trebui să fiți un pic mai concreți, mai pragmatici și nu doar atenți la ceea ce nu vă place, ci atenți la ceea ce aveți de fapt nevoie să faceți. Balanța. Odată cu intrarea lui Marte în zodia noastră, duminică seară spre luni dimineață, o să stăm din ce în ce mai bine în sensul de a fi motivați, determinați, activi, vom fi din ce în ce mai curajoși și oarecum ușor mai tupeiști și vom avea tot felul de ambiții noi. Timp de o lună, o lună și jumătate aproape, multă energie. Încercați să vă găsiți toate modurile de încărcare a bateriilor, tocmai pentru că vor mai dura 2 ani până ce vă veți reîncărca practic în acest mod în care urmează să o faceți acum. Cu atât mai mult păstrați-vă pe cât se poate de tare ceva doze de energie pentru tot intervalul ce va urma de 2 ani. E clar. Doamne ajută! Scorpionul. E nu foarte bine, probabil singurul care nu stă bine în această perioadă, odată cu, și peștii, de fapt, odată cu intrarea lui Marte în Scorpion, în balanță, Scorpionul va putea avea probabil probleme de sănătate. Am rămas la Scorpion, să vedem ce probleme o să aibă Scorpionii în perioada următoare. Ziceam de probleme de sănătate și mă gândeam sau mă refeream cel mai tare la problemele picioarelor sau ale sistemului limfatic. Atenție, în acest mod al vieții voastre, sănătatea este mai importantă ca oricând. O lună de zile de aici înainte aveți foarte mare grijă ce faceți și cum vă gestionați drumurile. Mai departe? Săgetătorul, care este într-o perioadă extrem de favorabilă, din punctul tău de vedere, ai o asociere nouă, fie într-un anturaj nou cu cineva care te poate duce spre acel anturaj, fie cu un întreg anturaj îți vei găsi compatibilități și rafinament în ceea ce privește pe acești prieteni noi care vor intra în viața ta. Capricornul. Pe de altă parte, dorințele vor fi din ce în ce mai ușor de împlinit, tocmai pentru că ai foarte multă energie. Bun, Capricornul. Capricornul trebuie să avem o criză de râs, ne pare rău. Profesional. Urmează ceva foarte de râs, dar cu lacrimi, dar ne cerem. Mă gândeam la cât de bine o să ne meargă nouă balanțelor în perioada următoare. Dar zile Capricornul ce face? Și ori de ce, de suferință. Capricornul ce face? Profesional are foarte mult de lucru. În primul rând, atenție la etichetă, care îți cere mai mult rafinament, mai multă armonie și ceea ce exprimi trebuie să fie rafinament. Așadar, investește în imaginea ta și în eticheta pe care o ai, plus de asta la serviciu foarte mult efort și multe de realizat. Da, să vezi tu ce mai râde din acum, am trecut la vărsători. Vărsătorul dintre adică să-ți mai da. cel mai bine aspectat, să știi. Bravo! Nu are nici pic de stare, nu are nici pic locului, este cu toate forțele, cu toate energiile la el, vrea să schimbe lumea. Wow! Pești? Vrea să o cucerească, bun, vrea să facă totul și să fie peste tot. Bun, și pești? Din păcate, ca și la Scorpion, atenție la sănătate, vedeți încotro, vedeți ce aveți de făcut. E o perioadă în care mai degrabă importantă spiritualitatea în viața voastră, iar cei care nu aveți parte de spiritualitate sau nu aveți deschidere în acest sens, este foarte probabil să vă loviți de anumite probleme ale sănătății și în special atenție la hormonal și tot ceea ce presupune lucruri în acest sens. Mulțumim frumos, Maria Sârbu, asta a fost unul nostru preferat. Nu știu de asta. Nu râdem, că chiar nu-i de râs.